spun la nicio cu care ajung să interacționez. Le spun tuturor că de fapt ne facem cadouri pentru că ne avem o... Spuneți-mi, vă rog, ușa e masivă, e din originală? Da, din păcate atât s-a putut conserva din tâmplăria originală. Mai sunt câteva secțiuni pe unde s-a putut păstra și conserva atât partea de lemnărie cât și pardoseala. Restul au fost înlocuite după, în formă identică. Sunt uși din lemn stratificat, care respectă întru totul cerințele legii monumentelor istorice. Spuneți-mi, vă rog, ce vechime are clădirea? N-aș ști să vă spun exact, dar oricum peste 200 de ani. Da, da. Da. Aici avem o balustradă deosebită, o scară foarte veche. Da. După cum v-am mai zis, s-a conservat tot ce s-a putut conserva și restaura. Din fericire, balustrada n-a suferit în timp, s-a păstrat foarte bine. La fel și scările, n-a fost nevoie de o intervenție masivă asupra lor. Și ne bucurăm că mai străbat așa din epoca trecută crâmpeie de frumusețe pe care noi încercăm să le punem în valoare într-o armonie cu materialele acestea moderne și cu procedurile de restaurare. Sunt sălăur. Unde? Da. Ce spui? Ești tu, ești tânăr. Ce spui de toate lucrurile astea vechi care sunt aici? Sunt foarte frumoase. Au o atracție specială. Nu așa, că am ales când vezi balustrada asta pe care au pus mâna atâția oameni în timp de 200 de ani. Da, e ceva special. Mulțumesc frumos! Da. Cei mulți au fost bolnavi. Păi știți cum a fost aici? Cum vedeți acolo în Bolandubul ăla? Da. Tot a fost practic și inclusiv cei doar s-au complet, ce mai rămas au fost doar țigurile. Inclusiv suspensia între etaje. Tot. Zic că nicăieri nu am avut bani până acum de așa o restaurare în detaliu. Sau ceva de bine care aparținut cândva de bine. Am simțit așa căldură, bucurie. Cu ce scop a fost construită, dar da, a fost tehnicarea administrativă. Știu că înainte de a fi abandonată, câte ori și l-am și scris, dar nu știu ce se întâmplă cu mine, am
acum. Nu am chiar un pe CSU, iarul de stalină. Atât mi-am zis iarul la ședință. Nu cum am zis ca ceva să spun. Ei, am ajuns de la și două, trei zile. Ați văzut că vreau să spun că vreau să spun că vreau să spun că am descoperit și o pasiune de restaurare, de mobilier, de pictură, de pictură, de, da, de ceramă. Da, și... Mama a făcut pastă bună, creme. Nu am luat în ziua fără să închid un ochi, dimineața eram fresh. Dacă lucram aici la primărie, întreținere, patrimoniu, reparații, domeniul public, iluminat, stradal, de zăpezire, asta e ștampilor. Doamne, o clădire deosebită în spatele nostru care prinde contur de la o oră la alta, de la o zi la alta. Da, e adevărat, nu chiar de la o zi la alta. Ne străduim de prin 2016 este început proiectul și am ajuns la un procent de cam 70% din lucrări executate. Urmează dotarea cu mobilier și sperăm să fie un muzeu frumos în orașul nostru care o să găzduiască mai multe
avem o tematică expozițională, mai multe organizări muzeale o să fie, sperăm să aducă plus valoare. Deci ce va găzdui această clădire? Muzeul de istorie a culturii Văii Carașului, așa cum spune și titlul, o să fie, avem o tematică expozițională care a fost aprobată la momentul finanțării și pe care va trebui să o respectăm. Avem organizare pe săli medievală, contemporană, artă, istorie, pe diferite domenii. Spuneți-mi, vă rog, câte săli va avea muzeul? Aproximativ 19 săli. Ele sunt mai multe, dar vor fi și spații administrative. 19 săli pentru expunere. Am înțeles că această clădire a fost într-un stadiu de degradare avansat. Da, foarte. A fost foarte degradată, deși am avut oarecare avantaj că o societate a intelectualilor a dorit să își țină să se organizeze administrativ în această clădire și au reparat acoperișul. Ceea ce a salvat clădirea, pentru că infiltrațiile de sus n-au degradat pereții aproape deloc. Am văzut că e structura foarte puternică, sunt câte trei cărămizi puse. Da, e adevărat, așa cum sunt toate clădirile noastre din zonă vechi, construite solid. Da, din păcate, lemnăria, partea de structură s-a conservat, partea de arhitectură mai puțin. S-a degradat lemnăria, pardoselile, astea într-o proporție de 90% aproximativ s-au degradat. Nu s-au putut recupera. S-a salvat tot ce s-a putut, începând de la un toc de ușă, pardoseala. A fost o condiție și a legii monumentelor istorice, dar și a finanțatorului, să se conserve pe cât posibil tot ce se poate salva. Vă rog să vă prezentați. Sunt managerul proiectului, Ramona Stângu, inspector în cadrul compartimentului de dezvoltare din primăria Oradea. Sărmână. N-am avut tată, mama săraca era muncitoare, lucra din greu, mi-am dat seama că... Și plăcut să ieși afară. Un coleg bun de nota 10, nimeni mai vorbim și de tinerițele care au fost odată. Dumneavoastră acum stați un pic afară, dar aveți ocazia peste puțin timp să intrați într-un nou muzeu. Ce spuneți de clădirea din spate? E foarte bine și bine s-au gândit că au făcut așa ceva. Că a fost o ruină. Cine a luat inițiativa asta, totuși a fost un om sufletist pentru orașul nostru. Orașul nostru cam rămas în urmă. Și nu știu când va ajunge să fie așa cum cerem și noi ăștia mai în vârstă, nu? Și mai ales că are atâta istorie în spate. Ok, este adevărat, este adevărat. Ce părere aveți de muzeul care vă naște aici la noastră? Da, sperăm că vor fi expuse foarte multe exponate care leagă zona asta noastră de aici. Cum arăta clădirea asta înainte? Ea înainte arăta foarte bine, dar au lăsat-o în paragină și a fost distrusă cam 70%. A fost devastată în interior, foarte multe ziduri de susținere au fost dărâmate. Credeați că vom arăta cumva așa? Nu, nu. Și totuși, uite, s-a pus la punct. Da. Mulțumesc frumos! Mobilier nu, mai au de lucru, acum pun parchetul. Da. Dacă stau acolo, mai pun o țiglă, mai să nu plouă, să nu... Dar e mai mult ori degradat. Da. Da. Noi facem un reportaj legat de muzeu. Mâine, poimine, va fi un muzeu aici, un nou așezământ cultural. Ce părere ai de această clădire care se naște acum aici? Care? Clădire. Muzeul din spate de acolo. Muzeul Văii Carașului. Păi,
Clădirea era dărăpânată de ceva vreme. Mă bucur că a fost reabilitată. Sper că o să fie deschis muzeul, nu ca celelalte din oraș de aici. Mulțumesc tare!